După 8 ani de muncă asiduă și foarte dedicată și foarte fluctuantă și în funcție de fondurile care s-au putut probabil investi în această muncă titanică, s-a reabilitat și iată se reinaugurează mâine Templul Coral din București. Acum, pentru ca să vă spun de ce consider și cred că și dumneavoastră, cei care știți despre ce este vorba, considerați inspirată alegerea reinaugurării și redeschiderii Templului Coral, tocmai de sărbătoarea de Hanuka, este exact ce vreau să vorbim astăzi, pentru că n-aș vrea să trecem ușor peste un eveniment atât de important. Haideți un pic să vă spun povestea Templului Coral. Templul Coral din București este sinagoga comunității evreilor din București, cel mai mare lăcaș de cult mozaic de la noi din București. Edificiul a fost construit în perioada anilor 1864-1866, fiind renovat în 1932 și în 1945, după cel de-al doilea război mondial. Este situat unde vă spuneam și dacă o să vă uitați puțin pe internet, veți vedea grația și măreția fotografiilor care reprezintă Templul Coral pe fundalul cerului, fie că este un cer mai de iarnă, un cer mai de vară, oricum este o poză care mie mi inspiră foarte mult și pentru prietenii mei am pregătit și o surpriză pentru Facebook, pentru că am acolo poza în care eu stau acolo și era exact la nunta mea din 1979. Uite că vă spun și de când. Templul Coral din București a fost inclus pe lista monumentelor istorice în 2010 și am să vă spun câteva cuvinte din istoricul acestui edificiu superb. Construirea templului s-a făcut la inițiativa lui Isaac Leib-Weinberg, un evreu polonez din București, unul din liderii organizației Comunitatea Cultului Israelit Modern din București. El a propus construirea unei sinagogi mari și impresionante care să fie similară și să nu mai existe decât poate la Viena, la Dresda sau la Paris. Templul Coral este o replică a sinagogii din Viena, cunoscută și ca templul din cartierul Leopoldstrasse, construit în perioada 1855-1858 după planurile arhitectului austriac Forster. Comunitatea evreilor a cumpărat în aprilie 1857 un teren în Mahalaua Stelei, de la Mihai Rea Tanasiu, pentru 2400 de galbeni. În același an s-a realizat prima variantă a proiectului de construcție, care prevedea ca templul să aibă trăsături gotice. Era, de fapt, și perioada în care preponderent era influența sau și influența gotică. Lucrările s-au desfășurat în timpul anilor de dispute între fracțiunea ortodoxă, condusă de șef rabinul Meir Leibush, Malbim, și fracțiunea progresistă, condusă de omul de știință originar din Galiția, dr. Iuliu Baraș. Lucrările efective au fost începute abia în anul 1864, la inițiativa Asociației pentru Construirea Templului, condusă de Iacob Löbel, șeful Băncii Otomane din București. Proiectul de construcție a fost realizat de arhitecții vienezi, de o echipă de arhitecți vienezi, și a fost realizat într-un stil mauro-bizantin. În iulie 1864 a fost pusă piatra de temelie, lucrările fiind aproape finalizate la începutul anului 1866, când s-au comandat la Budapesta sulurile torei și alte lucruri necesare serviciului divin ce avea să înceapă. Inaugurarea templului a fost amânată din cauza incendierii clădirii de către naționaliștii de la vremea respectivă, care protestau împotriva acordării cetățeniei române pentru evrei. Noi am vorbit și în alte emisiuni despre aceste momente din istorie, care urma să facă parte din Constituția de la 1866. La data de 18-30 iunie 1866, guvernul a fost nevoit să retragă din proiectul Constituției articolul referitor la încetățenirea evreilor.
Arhitectul Burelli a estimat pagubele produse lăcașului de cult la 209.000 de lei, la vremea respectivă era o sumă, iar la reparațiile efectuate a contribuit cu bani și domnitorul Carol I al României. După renovarea sa, templul a fost inaugurat la 6 iulie 1867 de către rabinul reformist Antoine Levy. La ceremonie au participat reprezentanți ai guvernului și diplomați ai misiunilor străine. În decursul timpului, templul a suferit intervenții de restaurare care i-au modificat expresia arhitecturală inițială. În anul 1892 au fost adăugați contraforții la exterior, iar în interior s-a construit cel de-al doilea nivel al galeriei. În anul 1932 s-au desfășurat lucrările de extindere după planurile arhitecților Iuliu Leoneanu și Grigoraș Hirsch, alături de alți ingineri, cum ar fi Maximilian Marcus. S-a construit o nouă aripă care avea la parter o sală de conferințe și de festivități și o cameră a slujitorilor de cult, iar la etaj era muzeul, arhiva și biblioteca. Tot în acei ani, 32-1934, s-au construit scări suplimentare spre balcoanele de la etajul 1. Fațada clădirii este fragmentată, fiind placată cu cărămizi în două culori. Portalul de intrare este în stil maur, este încununat de o arcadă în plin cintru. În registrul superior se află decorațiuni de rozete. Și bineînțeles, steaua lui David, care a fost extrem de dificil de făcut, atât de simbolică și atât de frumoasă și replicată la întreg tavanul. Eu nu vreau să intru în toate aceste... Avem o întrebare, da. Ne spune, hai, spune. Când vă amintiți prima dată când ați intrat în templul coral? De mult. Nu vreau să... Ba, vreau să vă spun câți ani, că nu e nicio problemă. Primele mele amintiri, și eu am scris undeva în vremea asta, anul trecut, în revista prietenei noastre și a prietenilor noștri, pentru că și draga noastră Eva Galamboș este acolo și Andreea Ghiță la Babel am scris. A coincis această primă dată cu vârsta de 6 ani, pentru că bunica mea, care nu era nici de cum o foarte mare ortodoxă în sensul religios, era o păstrătoare a tradițiilor, o primă educatoare în domeniul iudaismului, chiar dacă uneori metodele ei au fost cele pe care le-am descris în ce am scris anul trecut, dar avea perfectă dreptate. De ce la 6 ani? Pentru că atunci am descoperit identitatea mea evreiască. Atunci am descoperit câteva lucruri importante, că evreii trebuie să muncească foarte mult și să fie foarte buni în domeniile lor de activitate pentru ca să impună, să păstreze și să mențină acest respect pe care nația noastră îl are în lume, care se datorează muncii, conștiinciozității, seriozității, culturii, educației și așa mai departe. Până la 6 ani am fost o mică fetiță, la 6 ani bunica mea mi-a aplicat, să spunem, o lecție de iudaism, a fost o lecție aplicată din toate punctele de vedere și atunci am mers și pentru prima oară în sinagogă. Acum nu mă întrebați dacă atunci am intrat în templu coral sau la Adamache în sinagoga mare, pentru că nu mi-amintesc asta. Da, la 6 ani. Și bine, eu aș vrea să vă spun că și am pregătit câteva poze, dar pentru mine este foarte greu să postez acele poze în care sunt oameni care nu mai sunt printre noi și nu aș vrea să... Adică încerc să evit treaba asta, deși acești oameni ne sunt foarte dragi în continuare. Acolo a fost și nunta mea, pe vremea când era un act de determinare și de recunoașterea identității să intri nu numai în sinagoga noi evrei, ci și în bisericile ortodoxe. Deci a fost cândva în 1979, când am intrat eu mireasă și am intrat pe poarta, pe ușa mare, pentru că mi-au deschis-o. A fost foarte, foarte frumos și am să caut câteva poze să vă postez. Da. Eu zic că despre templu am spus acum destule cuvinte. Ce aș vrea eu? Aș vrea tare mult, așa cum m-ați întrebat asta și ați văzut că v-am răspuns foarte, foarte deschis, să intrați
chiar dacă nu vreți să intrați în direct cu Alex aici pe internet, pe chatul nostru, și să ne spuneți care a fost primul eveniment de acest fel sau ultimul. Doamne ferește că ultimul nu suntem în măsură să știm când va fi ultimul. Ce vă amintiți? Eu fac acum apel și la prietenii noștri dragi din Israel, colegi, foști membri ai corului, pentru că ei au cântat, avem și un membru, și fratele meu a cântat în cor foarte multă vreme, ar putea și el să intre dacă ne ascultă. Deci aș vrea o amintire legată de templu coral. Cum vă jucați cu dreidelul, de exemplu, de ce nu? Vă aștept. E, acum, ce vroiam să mai spun, alegerea acestui moment pentru rededicarea templului are o semnificație puternică pe care eu nu sunt de mare specialitate. Să spunem că specialitatea mea de bază acum este sufletul. Sufletul și căldura cu care ne apropiem unii de alții și sinceritatea, și mi-aș dori ca toată lumea să fie bună. Vreau să vă spun că de curând, așa cu câteva zile, cred că vineri, am participat la masa festivă de sfârșit de an la Bnei Brit și aș dori și pe această cale să mulțumesc domnului José Iacobescu, care întotdeauna se preocupă ca aceste mese să aibă într-adevăr un caracter de familie. Eu vreau să vă spun că de la intrare până când am plecat, m-am simțit foarte bine, m-am simțit ca într-o familie și aș vrea ca întotdeauna și în orice împrejurare acesta să fie spiritul care să ne călăuzească întotdeauna, pentru că evreii au fost întotdeauna ca într-o familie. Poate că ne-a ajutat să ajungem în anul 5775. A fost minunat și mulțumesc domnului José și tuturor celor care au contribuit la această realizare. Vreau să mulțumesc în mod particular celei care cu toții am trebuit, cred, să-i mulțumim, doamnei de Maio, pentru că ea este cu mult suflet în tot ceea ce face. Acum nu vreau să mulțumesc chiar la toată lumea, dar că nu pot să-mi amintesc pe toți. Anii care sunt aici menționați, anul de într-un început este 1864 și anul de acum 2014. Și acum haideți să vorbim de sărbătoarea de Hanuca, că aici avem alăturarea între rededicarea templului coral și sărbătoarea de Hanuca. Și să vă spun puțin celor care poate nu știți, și eu am mulți prieteni care ne urmăresc și care vor să afle mai multe despre noi evreii și să ne cunoască așa cum suntem. Numele de Hanuca derivă din verbul care înseamnă a dedica. De Hanuca, evreii au redobândit controlul asupra Ierusalimului și au rededicat templul. Este o sărbătoare care durează 8 zile, începând cu 25 Chișlev și terminând cu 3 Tzebet. Comemorează rededicarea templului din Ierusalim în urma victoriei revoltei conduse de frații Macabei asupra monarhiei Seleucide din Siria, care încerca să distrugă religia evreiască și să elenizeze popoarele de sub dominația sa. Principalele evenimente asociate cu Hanuca s-au desfășurat între anul 165 și 163 înaintea erei noastre. Este o sărbătoare minoră, în timpul căreia în iudaism munca și alte activități nu sunt interzise. Întreabă pe orice evreu: ce se sărbătorește de Hanuca? Și răspunsul o să-ți fie simplu și imediat: minunea uleiului care a ars 8 zile. Într-adevăr, una dintre ideile principale ale sărbătorii de Hanuca, poate ideea principală cu adevărat care stă la baza acestei sărbători, este aceea a miracolului care a avut loc în templul din Ierusalim, atunci când o căniță de ulei, în mod normal suficientă pentru aprinderea menorei timp de o zi, a ars 8 zile, 8 seri, zi după zi, până când Macabeii au putut fabrica ulei din nou, ulei pur. Însă mai există o parte a poveștii de Hanuca, aceea pe care o regăsim mult mai pregnant în Sidur, Cartea de rugăciune a evreilor, în paragraful Al-Hanisim, pe care îl include în Shemone Esre, rugăciunea zilnică care conține cele 18 binecuvântări.
Conform acestui paragraf, ideea principală a sărbătorii este că binecuvântăm pe Dumnezeu pentru minunile și pentru salvarea și pentru faptele mărețe și pentru izbăvirile și pentru miracolele, faptele de milostenie și pentru războaiele pe care le-au făcut părinții noștri în acele zile, din acea vreme. Suntem nu numai pentru evrei, dar și pentru lumea creștină, prietenii noștri, suntem în pragul sărbătorilor de iarnă, care înseamnă foarte mult, poate mai mult ca oricând, această întoarcere către aproapele tău, această formă de a fi milostiv, în sensul frumos al cuvântului, fără prea multă paradă. Cu toții facem în fiecare zi, cel puțin așa cred, mici gesturi pe care le facem pentru noi în primul rând, dar și pentru semenii noștri. Atunci când dăruim, o facem cu mult drag pentru că simțim nevoia să facem asta. Și cred că și voi împărtășiți acest punct de vedere. Minunea de Hanuka a început însă cu un război. Un război, așa cum ne spune și tradiția iudaică, între cei slabi și cei puternici, între cei puri și cei impuri, între cei puțini și cei mulți, între cei drepți și cei nelegiuiți, între cei care se ocupau cu studiul Torei și cei trufași. Inamicul, în cazul povestirii de Hanuka, au fost grecii, mai exact Imperiul Seleucid, care dorea să cucerească spiritual poporul evreu. Iar astăzi, atunci când cultura greacă nu a triumfat asupra iudaismului, iată, celebrăm acea faptă de atunci, acea sărbătoare de atunci. De atunci, Hanuka există. Însă oare ce e cu adevărat Hanuka? Pentru că până la urmă vorbim de percepția noastră a fiecăruia dintre noi, oameni obișnuiți, asupra uneia sau alteia dintre sărbători. Cum o sărbătorim în casa noastră? Cum o împărtășim copiilor noștri? Cum o vedem în raport cu alții cărora încercăm să le spunem ce înseamnă, de ce este așa și nu altfel? Vorbind despre ce este cu adevărat Hanuka, vorbim despre ulei, vorbim despre victoria militară și cu toate astea Talmudul se întreabă mai Hanuka, ce este Hanuka? Dacă ar fi să încercăm un răspuns istoric, Hanuka a început de fapt cu o dispută internă a evreilor, mă rog, un fel de război civil. În Cartea Macabeilor, precum și în scrierile lui Iosefus Flavius, istoric evreu contemporan perioadei respective, debutul povestirii de Hanuka a fost unul în care evreii luptau, se disputau unul cu altul. De asta am spus mai devreme că trebuie să existe armonie, este un lucru foarte important. Conducerea religioasă a templului de la acea vreme, atrasă de cultura elenă, materialistă și concentrată pe estetic, începea să alunece așa ușor-ușor pe panta asimilării. Unul dintre marii preoți dorea să transforme Iudeea într-un oraș-stat al Greciei și să importe jocurile olimpice grecești la Ierusalim. Chiar și în poveștile în care, în mod tradițional, le auzim de Hanuka, motivul revoltei lui Matityahu a fost de fapt că unul dintre marii preoți era pe cale să sacrifice un porc pe altarul templului ca ofrandă pentru Zeus. Era un sacrilegiu. Povestea de Hanuka a început, iată, cu o dispută în familie. Iar în pericopa pe care o citim în sabatul din Hanuka, este povestea lui Iosef, care începe de asemenea cu o dispută în familie. În versetele de debut ale pericopei, chiar de la început, aflăm că frații lui Iosef au văzut că acesta era cel pe care tatăl lor îl iubea mai mult și l-a urât pentru asta și nu puteau să vorbească de bine. În plus, Iosef le istorisește fraților și tatălui său visele în care aceștia îi se închină, iar frații lui devin astfel geloși. Însă adevărata legătură dintre povestea lui Iosefus și Hanuka începe atunci când ne uităm mai atent la ritualurile pe care le urmăm astăzi legate de această sărbătoare. De asemenea, în tratatul talmudic al șabatului, o celebră dispută dintre două școli rabinice,
este detaliată și se referă la modul în care trebuie aprinse lumânările de Hanuka. Unii afirmă că procedura corectă este aceea de a aprinde 8 lumânări în prima zi, 7 în cea de-a doua și tot așa descrescând până la 8-a zi în care trebuie aprinsă o singură lumânare, iar ceilalți inversează această procedură și spun că întâi trebuie aprinsă o lumânare în prima zi, 2 în a doua, 3 în a treia până la 8 lumânări. Iată că o simplă dispută halahică poate să pară foarte simplă, însă pusă împreună, această problemă a creșterii și descreșterii este extrem de interesantă, pentru că ne arată creșterea și descreșterea eventuală a sfințeniei. Poate să fie chiar esența poveștii lui Iosef. Oare ce înseamnă gelozia fraților săi? Eu nu vreau acum să fac ceva ce nu, nici nu mă pricep și ar ieși poate din sfera a ceea ce eu am vrut să spun astăzi, ceva pe înțelesul nostru al tuturor și cum sărbătorim fiecare dintre noi Hanuka sau ce înseamnă pentru fiecare dintre noi Hanuka. Sau când am auzit noi prima oară despre Hanuka? Iată o întrebare la care vă invit să răspundeți. Mai da, avem timp. Bună, bună întrebare. Când ați auzit prima oară despre Hanuka? Eu am auzit prima oară de Hanuka când aveam, cred că vreo 4 anișori sau 5 anișori, că m-am dus direct la sinagogă, m-au dus ai mei. Da? Și venea domnul Rabin și președinte al Federației Comunităților Evreiești din acea perioadă, domnul șef rabin dr. Moses Rosen. Și era bine, Hanuka era extraordinară pe vremea aia, nu știu, era... Iar da. Când venea Moses Rosen, toată Braila, adică oamenii din comunitate se mobilizau fantastic. Era o somitate. Da, impunea prin însăși prezența lui. Vreau respect. Să spun, da, impunea respect. Era și frumos, și chiar era frumos. Mă rog, avea o privire foarte fermă. Acum să vă mai spun câteva cuvinte, nu vreau să intru foarte mult că nu sunt în sfera tradiției. Tradiția iudaică pentru mine este tradiția iudaică transmisă din bunică în mamă și din mamă în nepoată de secole, de secole, de generații. E ceea ce mie mi s-a transmis și din cauza asta mi-aș dori ca discuțiile dintre noi să fie extrem de directe și la obiect, să ne întrebăm niște lucruri la care chiar să putem răspunde împreună, pentru că de-aia suntem aici, ca să vorbim, să dialogăm. Și eu vreau să mă întorc către Alex, să se uite el, dacă cineva ne mai întreabă ceva, pentru că eu chiar aș vrea să vorbesc cu voi. Astăzi da, am venit. Astăzi cineva, am venit. Un prieten de-al dumneavoastră, probabil, a văzut poze de la un eveniment la care ați participat și roagă să ne spuneți mai multe... Păi nu știu la care... Avem aici un flyer, mi l-ați dat mie, despre asta era da, vorba. Despre evenimentul Song. Vorbim și despre Song, sigur că da. Chiar vroiam să vorbesc despre Song, e vorba de prietene dragi ale noastre. Și prietenă cu mine și cu Alex și cred că e prietenă cu toată lumea. E vorba de Gianina Corondan, pe care am avut marea bucurie să o revăd la concertul Song. Song în noua formulă, care a fost... Și ea a cântat sau ea n-a mai cântat? A cântat și ea, a cântat, adăți aminte că și în emisiunea atunci a cântat puțin. Știu, dar nu mai știu dacă aici a făcut a parte din... A și cântat și nu știu acum dacă eu am postat acea poză, dar am văzut că și alte prietene au postat. Eu am încercat să preiau de la Nancy și să pun la mine pozele pe care ea, înseamnă că era în sală. Nancy, dă-mi de veste dacă ai fost în sală. Era atât de multă lume încât oricum nu ne-am văzut. Să fi fost, pentru că Songul înseamnă deja un fenomen, înseamnă un fenomen cultural, un fenomen cultural peren, care după Oanță, pentru că Oanță a fost un deschizător de drumuri, să asculți melodiile lui în interpretarea asta nouă, fantastic, deci nu și-au pierdut din prospețimea absolut deloc, că au rămas la fel, la fel, la fel. Deci evenimentul a fost foarte frumos, vibrant, cu foarte multă lume. Eu am fost cu o bună prietenă de-a mea, pe care cred că o să fie și mâine împreună cu mine în templul nostru. Ea este, cântă și ea într-o corală și este, de fapt, ea m-a întrebat dacă vreau să mergem, pentru că ea a mers oricum.
Și melodiile și tot ce s-a cântat, dirijorul este, are un magnetism în mâini, corepetitoarea, care e o persoană extrem, extrem de caldă. De fapt, cred că ăsta este cuvântul, sunt într-o formulă nouă, dar foarte viguroasă. Am înțeles că ei caută în continuare colegi cu care să, care să intre în noua formulă song și să cânte. Gianina a prezentat cu farmecul ei cunoscut și recunoscut. Și folosesc acest prilej să vă spun, dragi prieteni, că fiind luna decembrie, luna în care vrem să fim, să ne arătăm buni, poate mai buni decât oricând cu cei din jurul nostru, Gianina are un eveniment vineri la ora 19 la Mall Plaza, unde eu voi merge, unde la etajul 2 va cânta song-ul. Și este un prilej să se pună niște bani pentru copiii bolnavi de cancer. Este un gest minim pe care îl putem face față de suferința lor și viața foarte grea pe care acești copii o au. Și cred că ați văzut multe, multe asemenea reportaje. Sunt întăriți, deci sunt deja niște oameni tari, acești copii suferind de această, de această boală cumplită. Ei, haideți să nu alunecăm pe partea asta, pentru că, de exact, fapt, spiritul de Hanuka este un spirit frumos, pozitiv, încărcat de lumină. Și să vorbim și de Crăciunul, pe care prietenii noștri îl vor sărbători tot în curând, și cred eu că este frumos să folosim orice prilej de bucurie, orice sărbătoare, a oricui ar fi, ca să ne bucurăm, să ne cunoaștem mai bine unii pe alții și să ne iubim unii pe alții, pentru că suntem o specie pe cale de dispariție, noi oamenii. Nu se știe câte alte civilizații mai sunt în cosmosul ăsta mare. Ar mai fi fost multe de spus despre Hanuka, pentru că este o sărbătoare unică în tradiția iudaică. Aprinderea lumânărilor poate fi făcută de la căderea întunericului până când toți trecătorii de pe stradă au plecat acasă. Desigur, la prima vedere, rabinul Iohanan se referă la momentul de timp când se pot aprinde lumânările sau când trebuie ele aprinse. Însă mai există și un alt mesaj aici, poate mai important. Mesajul este că lumina menorei trebuie arătată întregii lumi, de Hanuka minunea trebuie făcută publică tuturor, evrei și neevrei deopotrivă. De asta am ales acest paragraf pe care l-am pus așa spre sfârșitul acestei întâlniri săptămânale a noastră, pentru că de asta am ales să fim împreună cu această temă. Hanuka este și simbolul păstrării culturii iudaice în momente de răstriște. Și poporul evreu a avut multe asemenea momente de răstriște, prea, prea multe chiar. Povestea lui Iosef continuă, același element în diferite forme, în diferite culori. La momentul respectiv, după ce a fost numit ca vicefaraon, Iosef a primit un nume egiptean, Paneah, tălmăcitorul de vise, nume pe care Iosef nu-l folosește însă niciodată în povestirile sale. Iosef refuză să devină de fapt cu totul și cu totul egiptean. El refuză să se asimileze, vrea să-și păstreze identitatea lui. Este cel care își numește copiii Manașe, Efraim, nume evreiești și nu egiptene. Iosef este cel care, deși vorbește cu frații printr-un translator, nu uită niciodată limba ebraică. Iosef este cel care, cel pe care soția lui, Potifar, îl numește sclavul acela evreu, deoarece era evident tuturor că el era evreu. Sunt nerăbdătoare și aștept cu foarte mare emoție ca mâine la vremea asta, mâine la ora 6, cred că atunci va intra și domnul Aurel Weiner în sinagogă și poate că exact atunci vom începe și alături de mine cu aceeași emoție vor fi foarte, foarte mulți prieteni ai noștri. Vă mulțumesc că ne-ați ascultat și în această după-amiază, pentru că noi așa credem, și vă dorim o seară plăcută. Pe cei care o să-i revedem mâine, așteptăm cu drag să-i revedem mâine la Templu Coral. Și să vă spunem
Hag Hanukkah Sameach, o săptămână bună și toate cele bune! Hanukkah Sameach și toate cele bune!